Tragedie fără margini într-o familie din Mehedinți. Un adolescent de 17 ani a murit ieri în apele Dunării. Băiatul ar fi intrat împreună cu un prieten ca să se răcorească, iar din cauza curenților nu a mai putut să ajungă la mal. A fost găsit de scafandrii după 3 ore de căutări la 10 metri de locul din care dispăruse. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Cei doi adolescenți au mers pe malul Dunării din dreptul localității Șimian, județul Mehedinți, împreună cu tatăl băiatului de 17 ani, care voia să pescuiască. Chiar dacă niciunul dintre ei nu știa să nuate, la scurt timp, copiii au hotărât să facă o baie pentru a se răcori. A fost momentul în care curenții puternici l-au tras pe adolescent sub apă, de sub privirile tatălui neputincios. Spusă tăicăsu că intră odată, au mănec, mănec. Atâta timp cât apa este curgătoare, nici dacă ești un foarte bun nutător, nu ai ce să cauți să faci baie în astfel de loc. Aici e apa foarte puternică, e și mare, nu-i scăzută. La 15 metri aici, așa în față, e un prag din ăsta foarte adânc, de două ori cât înălțimea mea. A urmat o misiune de salvare contra cronometru pentru găsirea băiatului. Ionica, hai că merg eu cu tine, să mai insistăm un pic acolo. Unul dintre ei a intrat sub apă și n-a mai apărut. Și de atunci este căutat continuu. Te-am fost solicitat să intervenim la o persoană necată în fluviul Dunărea. Ne-am deplasat cu 3 autospeciale care au început să efectueze, odată cu sufria loc intervenție, căutări pe luciul apei. Din păcate, după 3 ore de căutări la 10 metri de mal, scafandrii l-au găsit pe băiat mort. A fost găsită decedat, evident. După 3 ore și ceva de submersie, nu avea nicio șansă să scape. La o distanță de aproximativ 10 metri de mal și la o adâncime de 10 metri a fost găsită persoana, dar aceasta nemai fiind în viață. Băiatul de 17 ani era elev la un liceu din Drobeta, Turnu Severin. Acum părinții se pregătesc de înmormântare. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.